Pentru început aș vrea să vă rog să ne povestiți pe scurt, în mare, ce experiență profesională aveți, pentru că ploieștenii nu vă cunosc foarte bine și bănuiesc că sunt curioși să știe cine este administratorul public. Ok. Am mai multe tipuri de experiență și cred că de aici trebuie să începem. Am experiență în administrația publică centrală și locală, am experiență în consultanță, am experiență în privat, am experiență în organizații internaționale, am experiență în proiecte, am un mix de experiențe care zic eu că ajută foarte mult pe cineva în postura de city manager. Adică e foarte important că știu administrația, știu cum funcționează, pentru că am lucrat la Ministerul de Interne, Ministerul Justiției. E important că înțeleg proiectele, pentru că am lucrat în foarte multe proiecte coordonator sau expert. E important că am lucrat în organizații internaționale, pentru că înțeleg dimensiunea asta a cooperării internaționale, mai ales în contextul în care trebuie să aducem și să folosim fonduri europene sau alte categorii de fonduri disponibile. Eu cred că am un mix de experiențe pe care le-am dobândit de-a lungul timpului, care ajută în postura de city manager. Dincolo de experiența profesională, cine este omul Sorin Dumitrașcu? E genul de întrebare dificilă. Cred că omul Sorin Dumitrașcu e cineva care ia în calcul să participe la realizarea unei viziuni de oraș. Asta m-a atras pentru această poziție. M-a atras faptul că, dincolo de faptul că îl cunoșteam pe Mihai Polițeanu, m-a atras faptul că are o viziune și are ceva de făcut, ceva concret. Ceea ce s-a și văzut atunci când am început să lucrăm. Am discutat de programe, am discutat de proiecte. Ăsta sunt eu și în felul ăsta cred că sunt pe aceeași lungime de undă cu primarul Polițeanu. Sunt genul care vrea rezultate, sunt genul care vrea ca lucrurile să se întâmple. Sunt dispus să fac efortul pentru asta și cred că asta m-ar defini cumva, dorința de a obține rezultate concrete. Ce atribuții aveți în cadrul primăriei Ploiești? Am destule atribuții. Sunt coordonatorul unui număr mare de direcții. Direcția economică, direcția tehnică investiții, direcția patrimoniu, coordonez servicii precum cel de relații publice, precum cel de relații internaționale și proiecte sau compartimente, precum achiziții și așa mai departe. Coordonez de asemenea o parte dintre instituțiile subordonate, hale și piețe, compania de transport, termo, parcurile și așa mai departe. Adică cumva am luat mai mult din sarcina aceasta administrativă și birocratică pentru a ușura sarcina primarului în a rezolva problemele de care țin cumva de o atenție mai mare, relația cu Consiliul Local, relația cu finanțatori, relația cu bănci, pentru că orașul e într-o situație dificilă economică și atunci e normal ca primarul să se degreveze de partea birocratică, partea de coordonare efectivă și în detaliu a fiecărei direcții și să se poată concentra pe lucrurile care presupun un nivel mai înalt de intervenție. De pildă, o discuție cu premierul României atunci când îi solicită bani pentru modernizarea termo, care cumva ar aduce acel plus de eficiență care duce la scăderea prețului gigacaloriei și la, de ce nu, la un confort mai bun pentru cetățenii orașului. Este deci nivelul de sus, în care ai nevoie de o perspectivă și de o relaționare la vârf, iar eu cumva sunt la nivelul imediat sub, în sensul că pregătesc toate aceste intervenții pe care primarul își dorește să le aibă la nivel politic. Care este primul lucru pe care l-ați schimba în orașul Ploiești? Sau, cu alte cuvinte, care vi se pare cea mai mare problemă a municipiului? Da, e genul de întrebare pe care aș reformula-o. E greu de gândit o problemă.
problemele unui oraș în general sunt complexe și nu poți discuta doar de o problemă. Trebuie să le iei pe toate în calcul și de fiecare dată spun că e nevoie de echilibru. Pentru că problemele sunt legate și e nevoie să le vezi cumva în conexiunea pe care le au. De pildă, ai putea spune că termie e cea mai mare problemă, dar e cea mai mare problemă acum pentru că e iarnă. Ai putea spune că transportul e o problemă pentru că e învechit și poate nu acoperă toate zonele așa cum ar trebui sau nu are eficiența dorită. Dar e o problemă doar pentru cei care folosesc transportul în comun. Ai putea spune că o problemă este calitatea actului administrativ. Dar e o problemă doar pentru cetățenii care vin în contact cu primăria. Realitatea e că trebuie toate luate în calcul. Nu poți discuta de cea mai mare problemă. Toate sunt probleme și toate trebuie luate în calcul. Adică intervenția, cel puțin la nivelul unei primării, trebuie să fie pe toate domeniile. Dacă cineva s-ar concentra doar pe o problemă, probabil că ar rezolva-o, probabil, dar cu siguranță nu ar rezolva problema cetățenilor, care presupune o administrație eficientă sub toate aspectele. Ca lider de sindicat în trecut ați reprezentat interesele unor angajați. Acum faceți parte din conducerea primăriei Ploiești, despre care se știe că cele mai mari cheltuieli le are cu salariile. Cum vedeți acum lucrurile de cealaltă parte? E un lucru pe care l-am știut și înainte ca lider de sindicat și îl știu și acum. Dacă vrei să ai oameni care lucrează bine, trebuie să fie bine plătiți. În continuare cred același lucru. Nu sunt dintre cei care consideră că funcționarii trebuie să fie prost plătiți doar pentru că există așa o anatemă în ceea ce privește bugetarul. E un lucru pe care l-am crezut și înainte, îl cred și acum, schimbarea nu e foarte mare. De pildă, înainte de această discuție, erau doi angajați care aveau probleme interne în birou și care doreau o intervenție sau un ajutor în relația cu șefii. Problema de cele mai multe ori nu e financiară la nivelul funcționarilor. Este de relaționare internă, este de a avea mijloacele care le permit să-și facă treaba. Încă o dată, sigur, înțeleg percepția publicului. Publicul va spune că poate salariile sunt mari, sau, dar comparativ cu ce? Idealul este ca omul să fie motivat, fie că e în public, fie că e în privat. Într-adevăr, ce e trist sau ce ar trebui să se întâmple ar fi ca și salariile din privat să aibă același nivel. Diferențele nu sunt mari, să fim cinstiți, dar cred că adevărul e undeva la mijloc. Adică problema nu e că ar fi mari salariile în sectorul public. Problema e că poate în privat nu sunt cât ar trebui de mari. În ceea ce privește bugetul Ploieștiului, de unde credeți că s-ar putea face o economie? Ce ar trebui tăiat? Mi se pare o abordare greșită. Nu cred că ar trebui tăiat. Cred că discuția ar trebui să înceapă de la unde ar trebui să investim pentru a obține, a ne realiza obiectivele ca și administrație. Obiectivele acelea care cumva sunt resimțite de cetățeni. Cred că ar trebui să investim în infrastructură, cred că ar trebui să investim în servicii de calitate. Deci, mai curând, problema nu este de a tăia, problema este de a aloca mai multe resurse pe zona de investiții, pe zona de dotări publice, pe zona de mediu urban prietenos. Adică, cred că discuția e un pic alta decât a tăia bani. E cumva și nefiresc. Adică, dacă îți propui să faci lucruri, în primul rând că nu vei face singur. Niciun primar nu poate să facă nimic dacă nu are o echipă în spate care e motivată să facă lucrurile astea. Important e ca echipa asta să fie motivată și, doi, să aibă resursele pentru a realiza obiectivele. Și atunci, discuția nu e despre tăieri, discuția e despre cum te ții de investițiile pe care le propui. Ați început să lucrați la bugetul pe 2025, cum va arăta? Bugetul pe 2025 va fi un buget destul de la limită, trebuie să fim cinstiți. Primăria Ploiești are foarte multe datorii, așa am preluat, dar, repet, am știut, nu e ca și cum ar fi o surpriză. Va trebui să avem grijă că
ne plătim salariile, că ne ținem de investiții așa cum ne-am propus, că ne plătim creditele, pentru că vor fi credite folosite pentru a face investiții și că nu vom atrage penalități așa cum s-a întâmplat. Din păcate, aici e una dintre probleme, pentru că avem de plătit datorii și penalități din urmă și aici va trebui să includem aceste probleme care vin din trecut în bugetul din 2025, 2026 și poate 2027. Orașul Ploiești s-a dezvoltat pe baza rafinăriilor de aici. E drept că nu poți muta nici rafinăria, nici orașul. Dar una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor este poluarea. Știu că primăria are atribuții destul de limitate pe acest subiect, dar aș vrea totuși să vă întreb ce credeți că ar putea fi făcut pentru ca aerul pe care îl respirăm să fie mai bun. Bun, discuția e foarte complicată și, într-adevăr, primăria are atribuțiuni extrem de restrânse. Primarul Polițeanu e tot timpul în dialog cu responsabilii de la Ministerul Mediului pe această temă. De principiu, ceea ce se poate face nu este la îndemâna primăriei. A opri industria locală, care presupune și poluare, e destul de dificil, pentru că iarăși ne întoarcem la acel echilibru. Oamenii trebuie să aibă locuri de muncă și dacă nu oferi ceva în schimb, e destul de greu să gândești astfel de măsuri. Dar ce se va întâmpla e că dacă primăria va funcționa, cel puțin spațiile vor fi mai verzi, poluarea se va resimți mai puțin, mai puțin atât cât e posibil în contextul unui oraș industrial. Dar mai există orașe industriale care sunt bine administrate și care, deși au un grad de poluare, pentru că organizarea urbană este de așa natură încât să ofere spații verzi, să ofere spații largi și care să permită un trai decent, atunci lucrurile funcționează un pic mai bine. Ce investiții să ne așteptăm să fie finalizate anul viitor? E destul de complicat. Tocmai discutam astăzi cu colegii de la proiecte ce proiecte avem în curs, ce ar urma să se termine și așa mai departe. Pot să vă spun că 4-5 proiecte au fost repuse cumva pe circuit pentru că erau blocate în diverse probleme administrative. Este acel proiect cu străpungerea de la Gara de Vest, este acel proiect cu laboratorul, exact. Adică sunt câteva care au fost repuse pe tapet și care cumva vor fi implementate în perioada următoare. Mai avem proiecte europene, mai avem proiecte pe care am reușit să le revitalizăm, avem și câteva proiecte pierdute, dar mi-e greu să vă spun, fără să am o listă în față exact, care când s-ar presupune să fie finalizate anul viitor. Știu sigur că se va lucra pentru amenajarea centrului. Știu sigur că se va lucra pentru a se rezolva probleme care de foarte mult timp sunt în așteptare. Mimiu, Mitica Apostol, dacă nu mă înșel. Pictor Rosenthal deja este un proiect în curs și care a fost repus pe tapet, dar din păcate trebuie să reluăm lucruri care s-au făcut până la jumătate sau care au rămas undeva suspendate. Și la 2 săptămâni de la preluarea mandatului de către primarul Polițeanu, e greu să ai exact o imagine completă pe fiecare proiect. Ce am făcut sau care a fost prioritatea primarului a fost să repună cât mai repede genul ăsta de proiecte pe circuit. Lucrurile se mișcă și cred că se vede, dar mai este mult până a vedea finalul de an. La ce vă referiți cu amenajarea centrului? La ce să ne așteptăm? Păi avem acum în lucru 2 proiecte, unul este fiecare de câte 18 milioane aproximativ,
care cumva se referă la tot ce înseamnă rețea stradală, parcuri, mobilier urban, iluminat, lucruri de genul ăsta. Sunt deja fondurile, trebuie doar să aplicăm foarte repede și să încercăm să implementăm cât se poate de repede, dacă vrem să avem rezultate până la sfârșitul anului următor. Sigur, lucrurile vor dura pentru că, na, birocratic știm prea bine. Ai achiziții, ai indicatori tehnici, ai tot felul de proceduri, alocări bugetare, modificări, tot felul de piedici. Cert e că încercăm în fiecare zi să reluăm subiectele sensibile și să ne asigurăm că sunt pe circuit. În fiecare zi se întâmplă genul ăsta de verificări și raportări continue, cum stăm pe proiectul cu Pictor Rosenthal, cum stăm cu proiectul cu, știu și eu care era în lucru, cu dotările spitalelor, că și acolo avem proiecte. Adică, cumva, facem ceea ce ar trebui să facă orice administrator, să se asigure că lucrurile începute sunt cumva pe circuit și se derulează așa cum ar trebui. Altfel, birocrația începe să se miște lent și să nu mai reacționeze și lucrurile tind să se blocheze la un moment dat.